Avem proiect de hotărâre privind partea de plan urbanist de detaliu, construirea clădire multifuncțională pe terenul situat în liceu Vitez, strada Victoriei, numărul 16. Aici avem comisia numărul 2, aviz favorabil, comisia numărul 3, aviz negativ. Și aș vrea să nu încep comisia comisii. Numărul 3, care a dat aviz negativ să explice de ce. Da. Și celelalte? Dați voie și mie mai întâi, chiar da. Dacă am dat aviz favorabil. Da, domnul, da, domnul președinte. Vă ascult. Mai ales, mult de terminată, ți răspund avizul comisiei 2. Ce vreau să vă spun? După cum ați văzut, am dat aviz favorabil. Între timp, domnul Bănică m-a anunțat astăzi și a revizuit punctul de vedere, v-am votat împotrivă. Deci avizul spune în continuare favorabil deodată, ceilalți, probabil doamna Stanciu, dar doamna Stanciu nu votează și votul rămâne, avizul rămâne favorabil. Dar eu vreau să vă explic punctul meu de vedere, pentru că sunt unul dintre cei care s-au opus să țipe atât acest proiect. Și eu vreau să rămân în măgirul noastră la fel de serios, cred că am fost până acum. Ideea este următoare. Eu am fost personal acolo, bine, am fost dăpântului. Între timp, la nivel de întâlnire s-a mai retras un etaj. Observația în urma Păstoriceanul, în urmă cu câteva luni de zile, legată de spațiul verde, dar și ocupat către bibliotecă, absolut pertinentă, a fost corijată, să zic și asta, pentru că constructorul s-a retras 5 metri acolo și vine program pe el la ocupată aia. Știți că am avut o seară în sală un amic care locuiește undeva în zona acolo și tot ne-a spus că îi afectează rezistența casei dumnealui. Ei, ca un farmec, așa s-a întâmplat ceva și nu vă mai spun ce, că vorbim singuri, nu mai are niciun fel de problemă, nu-i mai afectează rezistența. Dar eu ne-am luat de parte, eu m-am opus practic mereu pentru că mă gândesc mereu la accesul unice pe via. Această construcție a urmat să aibă 27 de apartamente și 42 de locuri de parcare. Merg mai departe, spun că s-ar putea ca fiecare familie acolo să aibă în mare parte două mașini. Deci ne ducem undeva la 50 de mașini. Eu am fost și am numărat locuri de parcare din parcarea care există acum. Deci sunt 4-5 fără cele către gardă în PAP sau fie acolo în spate. Și atunci m-am gândit că dacă sunt, e același număr de mașini în momentul de față și dacă e construcție și dacă nu, la urmă, ce miserie acolo în centrul orașului, poate ar fi mai bine să avem o construcție care să arate bine. Deci m-am gândit numai la lucrul ăsta. Dacă era vorba să fie 100 de mașini să iasă în ce credeam, era ca toată viața. Dar acum dacă are 45 de locuri, să zicem că sunt tot 45 și după, mai mult decât dacă domnul Cristicu Globojeanu iar a spus ceva bine e, cei care parcam acolo, că și eu am parcat cu plată de multe ori, cei care parcam acolo nu o să mai avem voie să parcă și poate învățăm să reducem partea aia, cateranța. Da. Care e goală. Asta este punctul de vedere. Data mea de vizuit părerea. Atât și nimic mai. Da, mulțumesc. Comisia numărul 3. Poftiți? Dacă îmi permiteți să spun punctul de vedere, da, sunt total. Sunt total de acord cu domnul Gentea. Într-adevăr, locurile de parcare, mașinile care vor intra acolo vor fi la fel. Dar, domnul președinte, să știți că m-am uitat foarte atent pe desene. Accesul în subsol și la parcarea blocului se face dinspre clădirea Corona. Deci cei care merg să parcheze de sub cele 50 de mașini o să ocolească pe lângă bistro, pe lângă celelalte două restaurante, exact prin fața lor, dute vino, să ajungă prin față pe la Corona și dacă ea apoi să facă undeva stânga să intre în subsolul blocului și toate în parcarea blocului. Este extraordinar de... Ar putea colegii de la primărie să pună planșa pe acolo, să o vedem cu tot planșa. Ar fi extraordinar. Și părerea foarte este. Domnul Păstoriceanu, cred că m-ați prins în offside de aici. Chiar nu, mie nu vine să cred, înseamnă că n-am citit bine. Eu știu, mai țineți minte când a fost, când am văzut cu noastră în comisie. Da, da. Am citit de pasajul scărilor. Mai țineți minte că am întrebat care e pasajul scărilor? Da, 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 așa. Eu m-am uitat pe de-aia dacă l-ar putea colegii să pună, accesul în parcarea subterană este dinspre clădirea Corona, deci tocmai undeva prin spate. Vă dați seama, toate mașinile
nu mai intră, cum intrau acum în parcare imediat și aia era la locul ok, o colez prin față pe la cele două restaurante terase, dacă prin să ieși din restaurant, dai de când pute vină ăla de mașini și intră undeva prin spate, exact prin... Dacă poate să ne urmărească cineva, eu n-am văzut chestia asta, cel scurt, de vina mea. Da. Domnul Creșin, domnul Creșin, domnul Creșin, domnul Creșin, domnul Creșin, nu, da. Imediat, da, ascult, mai puțin. Da, vorbiți, da, domnul, da, vă rog, vorbiți. Vă ascult. Noi suntem pe ideea că nu este o oportunitate de proiect. Iar observația domnului Apostolician, așa cum a spus, este corectă. Mai mult decât atât, în zona de care vorbim, există chiar un spațiu verde din domeniul public. Oricum, indiferent unde se face accesul în parcarea subterană propusă, aglomerarea urbană nu e oportună în acea zonă. Da. Ok, mulțumesc. Eu. Domnul primar. Stimați colegi, acest proiect a fost discutat și paradiscutat de vreo 2 ani de zile. Și a modificat toate punctele de vedere și toate și a asumat toate observațiile impuse în toate etapele. Nu e vorba nici de 50 de mașini, e vorba de 40 de mașini și este singură între singurele construcții care asigură aproape două locuri de parcare pe locuință. Ce este în spate acolo, barcarul și ce este în spate acolo, este inadmisibil, țigăria care este acum. Este absolut inadmisibil în centru, în pământ, în țărână, intră fiecare pe unde vrea și face ce vrea. Cei 5 metri pe care s-a retras au fost tocmai impuși în vederea realizării acestui acces, care nu afectează nimic. Și ca să facă, nu înseamnă că intră cu, eu știu, noi avem, deci căile de acces sunt absolut normale, privind accesul la parcare, cât și către Corona, care intră pe domeniul lor. Le mai uită mașinile pe la poartă din când în când, mai pun câte o baterie pe acolo ca să-și ia din domeniul public, lucru pe care noi l-am constatat în urmă cu mult timp cei de la Corona, iar la momentul acesta căile de acces trebuie să fie degajate, sunt publice și sunt accesibile. Deci punctul Comisiei 2 este pertinent, după foarte multe discuții, cu specialiștii și cu toată lumea, iar ce se întâmplă acum acolo, practic, ar trebui ca numărul de mașini să nu se modifice prin această construcție care ar schimba mult fața zonei, care arată cum arată și pe care o știți toți, iar în parcarea supraterană pe prețuri de nimic nu urcă nimeni, care e lângă. Nu se duce nimeni, că toți au văzut acolo că lasă mașina cum vori. Eu cred că lucrurile astea trebuie să le corectăm și un proiect modern și-ar putea găsi locul nu numai aici, ci în oricare parte a orașului, dacă respectă legea. Mulțumesc. Dar doamna arhitect, vă ascult. Ne puteți spune, doamna arhitect, de ce nu mai este acceptul cu pasajul superior? Dacă îmi permiteți, o să vă citesc. Mai puțin, vă spune doamna arhitect. Viitoarea clădire este poziționată într-o incintă delimitată de accese carosabile, poziționate pe laturile posterioare ale parcelelor clădirilor clasificate. Ateneu Popular, pe strada Victorie, Casa Martoiu și Casa Mărțurescu. Dar nu ne citim tot la toată aia. Păi nu, aia ceva n-am ce să vă spun, decât ceea ce v-am mai spus, pentru că am vorbit și ieri în comisie, v-am arătat și planșa. Mai mult decât atât, faptul că este, a respectat absolut toate prevederile și avizele impuse și cerințele de-a lungul timpului din ultimii 2 ani. Eu am o singură întrebare, de ce nu se poate face accesul cu pasajul scării? În strada pasajul scării. Într-un fel, deci a fost special la nedreptate, ieși cu soția. Ca să treci cu mașina cu față pe la ministru, pe acolo să te ieie. Putem să expunem... Deci, din moment ce până acum nu au fost niciun fel de obiecții din partea celor două restaurante și a nimănui din zonă, înseamnă că nu-i deranjează. E adevărat că nu este prea plăcut, dar asta este...
care arată exact accesul dinspre clădirea Corona. Asta mă nu... E dat de aratele. Puteți aici. Asta este accesul dinspre clădirea Corona. Deci aici. Cât, ce distanță este dintre terenul de aici până la parcarea sau accesul pietonal? Pare ceva foarte mic, undeva la 3-4 metri să intre mașinile pe aici. Nu știu cum puteți vedea. Eu știu că dumneavoastră le puteți pune, cum am făcut și eu la dezbaterea publică, materialele le puteți pune aici. Mai avem o căsuță cu primăria Pitești, colegii de la informatică. Deci pot pune proiectele. Deci nu este pregătit materialul, că nu a fost solicitat. La comisii tot ce a fost solicitat a fost pus la dispoziție. Dacă se dorește, după aceea știți că le punem întotdeauna, dar acum nu a solicitat nimeni. Putea toată ziua, putea să ne întrebați, vi le dădeam, le puneam aici, pregăteam, aveam tot timpul. Nu era nicio problemă. Iar 4 metri este distanța care se lasă ca și stradă în cartiere de locuințe pentru foarte multe locuințe și pentru foarte mașini, multe mașini. Ca distanță, dacă facem o comparație, vorbesc. Nu am nevoie de materiale. Eu am materialele, eu sunt convins de ceea ce vorbesc. Vă arăt clar, accesul este dinspre Corona și este un spațiu de la de mic pe unde se o să fie un cin dus și înapoi, și încolo și încolo. Și cred că sunt 3 metri sau 4 metri, cât am dat seama aici. Este un spațiu extraordinar de mic. Dacă între cărți și terasele restaurantele acelea sunt 5 metri și ceva, contul ochiometric, așa că nu e aici desenat nicio distanță, între parcare și gardul de la Corona, de la Registrul Comerțului acolo, sunt, cred că, undeva la 3 metri cu cel mult. Și intre să și iasă toate mașinile, să intre în parcarea subterană. Deci nu am nevoie de materiale, eu le-am cerut, mi-au fost transmise marți, și noi de asta am dat aviz negativ, am explicat și colegilor. Domnul Măsire, deci am înțeles... Numai că aici accesul să se facă, să se opărească toată clădirea, să treacă prin fața terasă, restaurantă, nu știu dacă e normal că să întrebați și de la terasă sau nu, dar noi suntem clienți și venim acolo. Domnul Apostol, am înțeles cu toții. Deci acum auzim despre treaba aceasta, n-a cerut nimeni documente, ce spune doamna arhitectă? Că acolo nu este o stradă, este pur și simplu un acces, adică nu să nu credeți că trebuie toată lumea de merge acolo, decât cei care au interes să intre și să iasă, locatarii blocurilor. Pe ei încurcă, nu pe alții. Acum, terenul oricum, prin restrângerile, prin retragerile care s-au aplicat, prin redimensionare, permite accesul și direct din față, nu este nicio problemă. S-a zis că este un acces mai, spunea și domnul arhitect și cei care în comisie, că este un acces pentru, destinat numai celor care merg la bloc de rezistență. Nu este stradă, nu e vorba de trafic în zona aceea. Asta este punctul de vedere al specialiștilor. Acum, cum considerați? Dacă permite și eu acolo, prin față de la terase, este domeniul public. O fi accesul către ei sau către blocul. Dar este un domeniu public și eu știu că cei de la poliție nu dau aviz decât dacă faci trotuar. Noi cu asta ne lovim peste tot, toate spânțele de 3-5 metri. În față la bistro, la celelalte restaurante, mai trebuie și acolo un trotuar, că ies oamenii și trebuie să circule pe undeva. O fi accesul la bloc, nu zic nu, că nu se duce la cineva. Poate să duce la Registrul Comerțului sau e accesul la rampa de la Biblioteca State. Dar este tot un domeniu public, trebuie trotuare, trebuie normal. Și până la urmă și asta cu așa să fie acolo. Dar încă o dată, să meargă toate mașinile să opolească acolo și apoi să intre la subsol, încă o dată, arată ceva extraordinar de mic aici ca spațiu. Nu a pus nicio dimensiune pe documente. Eu mi-am făcut copie, după aia v-am arăt. Sigur, dar sunt materialele, eu știu că cei de la informatică le pot pune pe ecranul mare, în sala mare, unde aveți dumneavoastră și cameramanul care filmează acum poate să mute camera acolo și să vadă cu toată lumea să vadă exact la ce mă refer. Deci numai puțin, vă rog. Deci, domnul Apostolician, problema este următoarea, să știți că chiar dacă este zona îngustă, există posibilitatea semafor
de intrare și ieșire pe zona respectivă. Treaba este foarte simplă. Se practică așa ceva pe locuri înguste, în care ăla iese din bloc și ăla intră, așteaptă, iese, intră ăla. Deci e o chestie de civilizație, stimați domnule. Și acum nu putem lăsa mizeria asta de oraș să nu o facem și noi frumoasă. E orașul nostru, în fost și la urmă. Președintele, ce spuneți că este o mizerie de oraș? Nu v-am dat cuvântul, domnul, nu v-am dat cuvântul. Vă așteptați, vă rog. Domnul primar. Vă rog. Nu? Nu știu, eu cred că ar trebui să rămâi treaba asta. Deci Comisia 2, cel puțin 3 membri ai Comisiei 2, n-am susă de problemă cu acest bună atâta vreme cât acceptul să facem cu pasajul superior. Eu nu știu, am fost la toate ședințele, n-am mințit niciodată, nu mi-aduc aminte că a fost o discuție cu acest acces de aia cu partea aceea. Eu cred că ar trebui rămâi de... Domnul președinte, dacă îmi permiteți, sunt absolut de acord cu dumneavoastră și nu este nicio problemă să modificăm accesul. Deci, pentru că este faza de puz, putem acum să propunem accesul la scări, la zona scărilor și evităm partea asta și există spațiu suficient, că vorbim numai de 24 de locuințe, atât pur și simplu, despre asta vorbim acolo. 27 de locuințe, exact. Domnul primar, îmi cer scuze, iarăși că intervine, a spus noastră că sunt 27 de locuințe și au câte două locuri de parcare pentru fiecare locuință. Nu este puțin eronat, pentru că celelalte locuri de parcare sunt necesare pentru toate spațiile comerciale care sunt la parterul acelui bloc, înțelegeți? Deci nu sunt pentru celelalte locuințe. Sunt spațiile comerciale. Domnul consilier. De parcare pentru fiecare locuință. Deci, domnul consilier, v-ați făcut bine temele, am înțeles toată lumea, punctul dumneavoastră de vedere va fi respectat maxim, am venit și eu cu o propunere și colegii la fel cu o propunere și procedăm în consecință să vedem care este soluția cea mai bună privind acest acces. Despre asta vorbim. Mai avem discuții, mă rog. Problema care este? Propunerea optimare e bună, să vrem să se vede dragi colegi și doar la următoarea, pentru că la acțiunea respectivă nu arată așa. Deci vă rog să închideți dacă... microfoane și repetați domnul președinte încă o dată. Dacă vreți să faceți accesul la fel, trebuie să înțeleg în proiect. Poate să facă documentație pe o planșă cu alta. Asta e că e planșă cum a fost schimbată, să e schimbare cum a dată Comisia Tehnică. Ok, atunci noastră propune să retragă proiectul și să refacă planșele respective cu accesul, da? Nu modificați planșa intră. Da. Da, de acord. Bun. Sunteți de acord, dar nu se retrage proiectul. Păi nu, că eu trebuie să fiu de acord. Vă rog. Nu, domnule președinte, eu trebuie să fiu de acord și nu-i șușesc.